Vă salut, dragilor! Cătălin sunt de la Casa Lavandei și astăzi vreau să discutăm despre una din plantele mele preferate, după lavanda, evident. Este rozmarinul. Rozmarinul este o plantă mediteraneană pe care cu toții o cunoaștem. Este preferată de noi atunci când o folosim la gătit, dar mie mi-o place mai mult decât în ideea de a o găti, ci pur și simplu ca și creștere, ca și frumusețe. Rozmarinul acesta de aici, eu l-am crescut aproximativ 6 ani într-un ghiveci, pe care l-am băgat iarna undeva într-un garaj unde nu îngheța sau îngheța la minus 2, minus 3 grade. Dar am observat că de-a lungul anilor el și-a făcut automat o rezistență la frig. Iar anul trecut am riscat și l-am plantat aici în pământ unde ne-am mutat noi. După cum observați, și-a dat drumul extraordinar. A crescut foarte fain. Noi am avut anul acesta, prin ianuarie, chiar și minus 10 grade. Deci rezistă. Dacă ar fi avut, eu în principiu n-am vrut să-l protejez, am vrut să văd exact dacă îmi rezistă. Daisy. Am vrut să văd dacă îmi rezistă și dacă am fi avut temperaturi foarte, foarte, foarte scăzute, probabil undeva la minus 15, minus 20 de grade, nu știu dacă ar fi rezistat, dar cu siguranță l-aș fi acoperit cu un agril ca să treacă iarna. Rozmarinul fiind o plantă mediteraneană, evident îi place ca și la lavandă foarte mult soare și un pământ pietros, nisipos, dar în același timp să aibă un pic și de nutrienți. Eu aici, ca și la orice altă plantă, în momentul în care le plantez, pun și compost amestecat cu pământul. Aici pe mine pământul nu mă avantajează foarte tare din cauza că nu are o calitate foarte bună, dar în momentul în care l-am plantat, am pus compost înăuntru și l-am amestecat cu pământul care este aici. Se pare că îi merge bine și să știți că nu ar trebui să vă faceți atât de multă grijă cu rozmarinul. Ca și celelalte plante, să știți că în timp, asta este farmecul plantelor, se adaptează foarte ușor la ceea ce au. Singurul lucru care poate să dăuneze rozmarinului este, ca și lavandei, apa în exces sau să băltească apa. Probabil că acest lucru l-ar omorâ foarte repede. În rest, rozmarinul se adaptează la solul pe care îl are. Într-adevăr, să aibă totuși soare câteva ore pe zi. Și eu vă spun sincer că nu ar trebui să vă faceți grijă în privința rozmarinului. Iar dacă într-adevăr creșteți un rozmarin undeva în zonele din România unde temperaturile scad sub minus 15 grade, să-l protejați cu un agril pe timpul iernii. Dar din fericire, din păcate, cum vreți să o luați, temperaturile din România încep să o ia razna, să nu mai avem iernile acelea reci, dar în același timp verile să fie foarte călduroase și foarte sufocante, ceea ce poate să dăuneze într-adevăr la toate plantele. Rozmarinul, eu în general, când începe să se lăbărțeze, îl tund. Nu apuc de foarte multe ori să-l tund din simplu motiv că îl folosește soția sau îl folosește soția pentru prieteni. Îl ia și îl taie, îi taie vârfurile pentru a-l folosi ca și condiment. Să știți că, în general, la rozmarin nu se folosește partea de jos ca și condiment, ci se folosesc aceste crenguțe mici și firave de sus, care dau gust mâncării. În general la pește sau la cartofi, depinde, nu sunt bucătar, rețetele pe care le doriți. Altfel, dacă planta ar crește foarte sus, eu în general o tai. O tai, anul trecut am avut, ea a fost și mai înaltă, dar într-adevăr nu era atât de lată, și am tăiat-o, din cauza că dacă nu o tai de jos, dacă nu o tai de sus și o lasă să se ducă, există probabilitatea ca jos să nu se mai îndese și să nu mai fie așa verde și să se facă, ca și lavanda, să se lemnifice. Ori nu-mi place acest aspect, pare neîngrijit și dacă uneori... contează exact cum vă place dumneavoastră să aveți planta. Dacă vă place să o aveți mai înaltă, lăsați-o mai înaltă. Eu prefer să o am aici, probabil că nu o să o las să crească mai mult decât atâta. În general, o să-i dau o freză, să o țin sub control. De exemplu, cum vedeți aici, această ramură atârnă cumva, probabil că o să o tund, o să o întreb cei din jurul meu dacă au nevoie de rozmarin, fiindcă este o creangă lemnoasă, dar este plină de mugurașe aceștia verzi care se pot folosi ca și condiment. Rozmarinul se poate înmulți în două feluri, odată din semințe, evident, și al doilea din butaș. Eu prefer să-l înmulțesc din butaș din simplu motiv că această plantă este planta mea mamă. Ea are un genetic deja care rezistă la temperaturile reduse. Ori nu știu exact ceea ce iasă din sămânță, dar prin faptul că ea rezistă deja, transmite materialul genetic mai departe și butașului pe care îl fac. Ok, asta ca și înmulțire, dar
Înmulțirea din butaj se poate face în două feluri. Vă spun sincer, eu înmulțesc acest butaj băgându-l într-un mediu de înmulțire, adică turbă, dar și în apă. Să știți că merge foarte, în apă, foarte ușor în apă. Eu am încercat în apă și am reușit. Ce se întâmplă? În primele 2-3 săptămâni și chiar cred că o lună, butașul acesta în apă, eu îi schimb aproape zilnic apa. Odată la, de, când îl văd, îl las în bucătărie și îl, când îl văd, îi schimb apa. Nu se întâmplă nimic cu el aproximativ o lună de zile. După care încep să apară rădăcinile și dintr-o dată explodează toate rădăcinile. Eu eram gata să arunc. Am pus vreo 10 într-un pahar cu apă și nu se întâmplaseră nimica o lună de zile. După care după o lună de zile au explodat rădăcinile. Nu mi-a venit să cred. Asta în apă. De-aia vă spun că puteți să-l mulțiți inclusiv în iarnă și apoi exact cum se încălzește un pic afară, să luați să-l puneți în ghivece mai mici pe care să le creșteți. Sau, în al doilea rând, în pământ, într-un amestec, eu folosesc, v-am spus, turbă cu perlit, sau dacă vreți puteți să puneți și un compost. În general, un mixt cât mai steril. Compost nu aș pune neapărat decât după ce văd primele rădăcini. Și cum facem? După cum vedeți, acest butaj, eu, ca și la lavandă, exact același proces este. Dăm jos exact tot ce este aici, iar dacă cumva acest vârf este un pic prea lăsat, eu vă spun sincer că îl tai. Și acesta este un butaj. Acesta, dacă îl punem în pământ, și vreau să-l pun din cauza că nu mai am atât de mulți rozmarini, eu am avut câțiva rozmarini pe care am crescut vreo 2-3 ani de zile și vă spun sincer că se fac foarte mari, le schimb ghivecele și oamenii când vin de la noi să cumpere sau să ia, îi iau exact pe aceea. Se bucură foarte mult de o plantă direct matură. În momentul de față o să mergem în solar și o să vă arăt exact ce plante de rozmarin mai am de anul trecut înmulțite din butaș. Eu aș face așa, i-aș tăia exact într-un... De ce taie lumea așa? Din cauza că zona unde poate să se înrădăcineze este mai mare. Ori dacă aș tăia așa, ar fi mai micuță. Puteți să o zgâriați un pic. Eu nu folosesc hormon de rădăcinare, ci pur și simplu iau și o pun în pământ. Dacă temperaturile afară, exact ca și la lavandă, depășesc 15-20 de grade, vă recomand, după udare, să o acoperiți cu o cupolă în care să se păstreze umiditatea. Altfel, dacă le înmulțiți în, chiar și acum în aprilie, eu nu-l voi acoperi acest butaj, dar voi fi foarte atent la vreme. Dacă vremea va fi foarte caldă, atunci va trebui să-l... Nu se lud, să dau cu ceva deasupra care să țină umezeala aici. Trebuie să vă gândiți că umezeala nu este importantă în momentul de față în solul în care puneți acest butaș, ci pe frunzele astea mici care ele suportă acest butaș până la înrădăcinare. O să mergem acum în solar. Eu îmi fac, urmează să îmi fac 10 butășei, așa micuți, 10, 15, 20, vedem exact ce alveole avem și le voi pune în acea răsadniță. Ne vedem acolo. Ok, am ajuns și în solar. După cum vedeți, plantele au început să prindă culoare și la noi. Și în momentul de față, aceștia sunt puiuții de rozmarin pe care îi mai am. După cum vedeți aici în spate, acesta este tăiat din cauza că nu mi-a plăcut forma pe care a avut-o și l-am tăiat. Acesta este un rozmarin destul de mare, care are deja 2 ani și cred că ar intra în al treilea. Să știți că acest rozmarin, dacă îi băgați în pământ, se fac mult mai mari. Și exact cum îmi place mie să experimentez, am să vi arăt și pe aceștia. Adică, rozmarinul copacel. Este foarte frumos. Ceea ce e plăcut la rozmarin e că puteți să vă jucați cu ei, să-i faceți copăcei, cred că și bonsai merg, sunt foarte rezistenți. Bun, aici, după cum vedeți, mi-am făcut butășeii, care urmează să fie pus în această răsadniță. Această răsadniță este una mare, în mod normal nu aș folosi-o, dar nu mai am o răsadniță mai mică, așa că voi folosi aceasta. O să îi curăț pe aceștia și revenim la sfârșit cu plantarea lor. Ok, am făcut toți butașii pe care am avut. Cam așa, l-au căzut.
Deci așa arată un butaj pe care îl pun eu la înrădăcinat. E foarte important, eu întotdeauna când aleg și un butaj de lavandă, cred că aproximativ cam toți butașii pe care îi plantez, inclusiv la rozmarin, este să aibă un pic lemnificat aici, ca să poți să-i bag în pământ. Iar deasupra, eu la majoritatea le tai vârfurile. Dumneavoastră puteți să-i puneți și cu vârfurile acelea, nu contează, e vorba doar de preferință. Eu le tai din cauza că în momentul în care le înmulțesc, crenguțele vor da din lateral. Dacă îi lăsăm vârful acela în sus, în momentul în care se va înmulți, în care va prinde rădăcină, el se va duce în sus. Acum, urmează să-i pun în alveola mea cu 24 sau 28 și revin la sfârșit când sunt gata. Perfect, i-am udat foarte bine, iar acum ce este foarte important este să vă uitați exact la prognoza meteo, să vedeți exact ce se întâmplă. Din cauza că este foarte cald, eu nu o să-i pun în solar, chiar dacă am acolo în spate o zonă umbrită care să fie mai răcoroasă și care să-i protejeze de căldură. Dar vă spun sincer că ziua în amiaza mare, acum dacă bate soarele, se face în solar, se fac 38 de grade, vă spun sincer. Atunci ce voi face? Îi voi lua această alveolă, o voi lua și o voi pune undeva unde are foarte multă lumină, dar să fie protejată de razele directe ale soarelui. Și ce voi face eu dimineața și seara? Mă voi duce cu un spray de ăla, dacă știți, eu la o pompiță, și voi da deasupra doar ca să se prindă pe frunze, nu ca să ud acest substrat. Eu substratul l-am udat acum odată bine de tot și îl voi lăsa așa. Dimineața și seara mă voi duce și voi spreia deasupra lor așa un fel de pânză de apă care să îi umezească. Nu vreau pământul să fie udat în exces, fiindcă în momentul în care se udă în exces, ce se întâmplă? Se pot acumula jos în alveole, se poate acumula apa și poate să dezvolte tot felul de fungi și de alte boli și atunci probabil că butășeii nu se vor mai prinde, ci vor mucegăi. Noastră puteți să puneți oricum mult mai mulți, în funcție de cât aveți nevoie. Dacă este doar pentru scop personal și să dați la alți prieteni, mai mult de o alveolă de 28 nu cred că vă este necesar. Bun, eu sper că v-a plăcut acest clip. Dacă da, dați un subscribe la canal, un share, un like și dacă aveți întrebări, vă rog frumos să le lăsați în secțiunea de comentarii. Vă mulțumesc și până data viitoare, numai de bine! Ciao!